Senatorul PSD Călăraș, Nicușor Cionoiu, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă derulate la sediul formațiunii politice despre PNRR. În opinia senatorului, Planul Național de Redresare și Reziliență nu poate fi accesat. De asemenea, senatorul a precizat că o parte din unitățile administrativ-teritoriale au nevoie de ajutoare de urgență în urma precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă. Domnul senator Cionoiu, m-am bucurat în acest final de săptămână care a trecut. Domnul Cionoiu a fost prezent în comuna Dragalina și e mare bucurie către o familie pe care a identificat-o cu ocazia unor vizite și a unor treceri pe care domnia sa le-a avut în comuna Dragalina. În săptămâna Paștelui am împărțit niște pachete, să spun așa, anumitor familii foarte nevoiașe și am vrut să le împart personal ca să fiu sigur că aceste pachete ajung la sursă. Împreună cu echipa PSD, împreună cu Asociația Femeilor din PSD, împreună cu tinerii din PSD, am făcut o deplasare în mai multe comune din județul Călăraș și ceea ce m-a frapat cel mai tare a fost această familie. Un om care nu are nicio mobilitate, un om care este foarte, foarte amărât. Dar, repet, nu aș vrea să-l politizăm. Aș vrea doar ca toți oamenii care au văzut acest reportaj să fie alături de noi, să fie alături de persoanele nevoiașe. Atât. Aș discuta mai mult despre cazul prefecturii, să spunem așa, că mă interesează mai mult dezvoltarea orașului, pentru că în momentul în care Consiliul Județean depune niște acte la CNI cu niște documente, proiectele nu se aprobă doar pentru că acele acte nu sunt bune. Ele au fost studiate de o agenție care este o agenție națională. Dacă în campanie spunem ceva și după campanie spunem altceva, este o problemă care nu face altceva decât să nu putem să dezvoltăm acest oraș. Ce ne dorim până la urmă? Putem să fim prefect sau președinte de Consiliu. Ne dorim ca această grandioasă clădire să o terminăm. Poate să o termine și domnul prefect, poate să termine și domnul președinte. Dacă s-au consumat niște etape și niște bani pentru reabilitarea unei clădiri, cred că este cea mai grandioasă clădire de la noi din oraș. Credeți că, din punctul oricărui cetățean, contează cine o face? Dacă se opresc aceste finanțe, să spunem că domnul președinte și noi, echipa PSD, avem o justificare. Noi am vrut să o facem, dar ne-am lovit de o hârtie. Credeți că ăsta este interesul până la urmă al cetățeanului? De-aia am intrat într-o funcție politică. Noi ne-am propus ca și echipă, cred că primul lucru care l-a discutat cu domnul președinte a fost reabilitarea acestei clădiri. Pentru că dorim să facem o clădire la standarde, cum aici în Poșta Veche. Nimeni nu se opune. Consider că oricare participă, de la domnul prefect până la orice om politic și de la UDMR, care are o idee bună, poate să vină lângă noi. Putem, oricând, să-i cedăm dânsului noțiunea de câștigător, să spunem că dânsul a făcut această clădire, dar important este că în momentul în care vom trece ca cetățeni, cu copiii, cu nepoții, să ne mândrim și noi că suntem ceva, ca Iași, ca și Craiova, ca și alte municipii care au niște clădiri mărețe. În momentul ăsta eu văd că cineva nu dorește progresul. Nu dorește să facă concurentul de lângă el, pentru că poate concurentul este mai capabil decât el. Nu cred că avem nevoie de aceste lucruri. Noi avem nevoie ca, în momentul în care s-au consumat niște bani de la buget, gândiți-vă că acum dosarul s-a spus de analiza de documentație tehnică. Ce câștigăm? Se va analiza. Vom pierde câteva luni. Datorită faptului că PNRR-ul nu s-a accesat, datorită faptului că bugetul a fost mic, datorită faptului că și creditul care trebuia luat, durează și el la ceva. Toate aceste lucruri le-am făcut. A fost ultimea, toate aceste lucruri le-am făcut să începem încet, încet. Am dat drumul la proiectare. Se realizează proiectarea. Ne gândeam după ce terminam proiectarea, cum putem să facem, bineînțeles, pe baza creditului sau pe baza CNI-ului sau pe baza forțelor proprii, să găsim o soluție. Dar nu se pot găsi soluții, nu se poate discuta, pentru că trebuie să ne gândim că nu suntem veniți aici ca și persoane. Suntem ca oameni publici, oameni politici, care am fost ales să facem ceva. Dacă astăzi spun că vreau prefectură și mâine nu mai câștig și nu mai vreau prefectură, nu este a mea. Este a noastră. Trebuie să o facem. Dacă dânsul își asumă și spune, domnule, pot să o fac într-o lună, orice din echipa noastră, îl lăsăm să facă. Dar notați-vă data de astăzi. Să vedem cât durează această analiză, să vedem ce se va întâmpla, pentru că s-au pierdut niște etape. Sunt foarte importante.
Dacă excludeți disputa politică, care credeți că ar fi motivele pentru care... Păi nu putem, plecăm de la disputa politică. Alte lucruri nu pot să le... Dumneavoastră locuiți într-o casă în care vine cineva și mă renovează. Care este problema dumneavoastră de nu doriți renovată? Că tot vedeți că ar fi niște implicații juridice. Care ar fi acelea? Acele implicații juridice nu există, pentru că în momentul în care în prima etapă s-au depus niște documente la o agenție națională, acele documente au fost studiate. Există o hotărâre de contract. Cere eu nu să dea drumul la a doua etapă, dacă nu trecei de prima etapă. Și îți refuză dosarul. Dar acum pierdem niște timp pentru aceste analize, să ne gândim, să facem. Și până la urmă cine pierde? Cetățean. Ăla va pierde. Pentru că nu mai găsim, uitați-vă pe partea dreaptă a prefecturii. Trebuie să gândiți că din ce în ce, ea se degradează în fiecare zi. Nu avem nevoie acum de o dispută politică. Avem nevoie ca acești oameni să fie mulțumiți de noi. Acești oameni trebuie să vadă fiecare contribuție a noastră. Avem nevoie în acest moment, să spunem, de o înțelegere. Orgurile trebuie lăsate la o parte. Indiferent ce spune domnul prefect, eu vreau să vă asigur de altceva. Avem o echipă foarte puternică. Suntem oameni ai faptelor, nu a vorbelor fără conținut. Știm, într-adevăr, să participăm și la ședințe, știm să numărăm și voturile, știm să participăm la o moțiune și dacă această moțiune a trecut, indiferent de ce spune partidul de guvernământ, să știți că această moțiune clar a trecut. Și dacă punem și absenții, sau dacă ne gândim că acel partid nou care a apărut pe această piață noastră, care se numește USR, uită să vină la muncă, dar știe să folosească tableta, legea spune că totul și cu totul altceva. Avem, într-adevăr, în momentul acesta, un proces pe care l-am deschis, un proces penal, care se va soluționa mai devreme sau mai târziu, dar ce este cel mai dramatic lucru este acest fapt care se întâmplă și la Călăraș, care se întâmplă și în Parlament. Ce face domnul prefect, așa fac și oamenii acum, sau partidele din coaliție, la fel fac și ele. Avem nevoie în momentul ăsta să acoperim ceea ce nu a făcut partidul de guvernământ. Vorbeam săptămâna trecută de PNRR. PNRR-ul, fără ca să fiu răutăcios, v-am explicat că nu poate să fie accesat. Și ați văzut și dumneavoastră că nici astăzi PNRR-ul nu este accesat. Era vorba de cele 4 miliarde de lei, 4 miliarde de lei care vor sosi când vor sosi, dar să știți că după această pandemie, când statul român este destul de afectat, cum de altfel și toată Europa, dar ei au știut să aprobe PNRR-ul, noi n-am știut, doar din cauza orgoliilor, doar din cauza faptului că acei oameni nu sunt profesioniști și trebuie neapărat să înțeleagă că noi suntem puși acolo slujba cetățenilor, nu pentru a găsi dispute politice. Dacă am fost în campanie și dacă am promis ceva, noi trebuie să facem. M-aș bucura ca domnul prefect să poată, în momentul ăsta, să ajute orașul Călăraș cu acele situații de urgență, pentru că ați văzut că în ultima perioadă au fost foarte multe ploi. Avem probleme mari pe multe străzi ale orașului. Există, în schimb, o oportunitate pe care putem să o accesăm și de care putem să profităm acestei situații de urgență. M-aș bucura ca dânsul să facă aceste lucruri și oricând pot să recunosc față de toată lumea ca un proiect bine făcut, indiferent de cine este făcut, este pentru cetățeanul nostru și trebuie să-l ocrotim și trebuie să-i creăm latura de confort.